Zeci de șoferițe au fost trase pe deapta de câte polițiștii din cadrul biroului rutier și amendate cu câte un mărțișor, cu ocazia zilei de 1 martie. Nu li s-au cerut actele la control și nici nu li s-a spus că au comis vreo contravenție, ci au primit în dar de la polițiști flori și mărțișoare, simboluri care marchează începutul primăverii și totodată pentru a le ura o primăvară frumoasă și un an fără evenimente negative. Deși la vederea polițiștilor unele șoferițe s-au speriat, la plecare acestea s-au arătat mulțumite de gestul oamenilor legii.